Preluată de curând de către administrația locală din Câmpul Lung, de la Consiliul Județean, clădirile care adăpostesc Spitalul de Pneumoftiziologie se află într-o stare avansată de degradare. Vila Grant, care găzduiește un corp al spitalului și care este monument istoric, se află pe punctul de a nu mai putea fi folosită. Exteriorul are pereții cu tencuiala căzută, iar de pe acoperiș, țiglele au început să cadă. De curând, un echipaj de pompieri a fost solicitat pentru a înlocui țiglele avariate de pe acoperișul clădirii. La modul cum arată întreg complexul spitalului, este impropriu pentru a găzdui o instituție medicală, mai ales cum este cea de la Câmpul Lung.